Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la Turina Web News. Pentru început să vedem care este starea vremii. Pentru astăzi, meteorologii prognozează o zi în general frumoasă. Cerul va fi pe locuri, înorat, iar temperatura maximă ajunge până la 28 de grade Celsius. Spre seară sunt prevăzute ploi slabe. Mâine, însă, meteorologii anunță o zi ploiasă. Există posibilități de ploi slabe pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va fi, de, va fi de 24 de grade. În acest moment, în Torino, sunt aproximativ 19 grade Celsius. Începem știrile și astăzi, de la ora 12, biloul, biroul electoral central l-a numit primar pe Piero Fasino în urma alegerilor care au avut loc în data de 15 și 16 mai în Torino. Așadar, Sala Roșie a Palatului Civic a găzduit ceremonia de numire oficială a primarului împreună cu consilierii aleși. Iar joi, 2 iunie, Italia celebrează ziua republicii și anume 65 de ani de la nașterea Republicii Italiene. Pentru că este o zi de sărbătoare națională, în oraș se organizează multe evenimente la care puteți lua parte. Evenimentele rememorează episoade care au marcat istoria. În edițiile vi viitoare vă vom da mai multe detalii. Continuăm cu Serviciul Civil pentru Tinerii Imigranți din Torino. Primăria a scos la concurs și în acest an 20 de locuri pentru tinerii care nu au cetățenie italiană, dar sunt rezidenți sau domiciliați în Torino și au vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani. Pentru ediția cu numărul 5, serviciul civil oferă pentru 6 luni un tirociniu formativ care poate fi reînnoit încă pentru 6, doar în cazul studenților și a celor care au terminat facultatea, dar nu mai mult de 2 ani. Cererile pot fi depuse până vineri, 10 iunie, în via corte de apel numărul 16. Mai multe informații sunt disponibile pe pagina web afișată mai jos iar sâmbătă 4 iunie Via San Donato va fi închisă traficului în intervalul orar 10-20. Conform primăriei, în prima sâmbătă a lunii, începând din mai și până în decembrie, strada este închisă traficului, în așa fel încât comercianții își prelungesc orarul de funcționare și creează spații de întâlnire și de petrecere a timpului. Inițiativa face par parte din proiectul Piu Spațiu Piu Tempo. Și o curiozitate: în data de 30 mai, în România se sărbătorește ziua gardianului public. Iar ca de obicei, acum aproape de final, vorbim despre un alt episod din istoria Italiei și ajungem la cel de-al doilea război de independență din 1859. Carlo Bossoli reprezintă figura dominantă a luptelor din 1859 și din 1860-1861. Știrile se încheie aici, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi excelentă în continuare. Vă aștept la o nouă ediție de știri și mâine de la ora 12.